povestea asta. Două întruniri într-un an care au aceiași protagoniști. Nu chiar 100%, dar în mare majoritate. Prima întrunire a veteranilor, denumirea aleasă de inițiatorul evenimentului, jurnalistul Dan Năstase, a fost pe la începutul verii. Și cum lucrurile bune cer musai o reeditare, așa s-a și întâmplat. Dovadă că acești veterani sunt mai activi și mai mulți decât poate ar crede cineva care a deschis ochii în motociclism ieri. Am acceptat cu drag invitația lui Ivan Zispedală din Gorj și am purces la drum spre Tismana într-o companie selectă. Tibi Troia, Dan Cotenescu, Vlad Haralambie sau Doru Master, cam 17 motociclete. După plictisala autostrăzii spre Pitești, ne-am desmorțit pe Dealul Negru și mai apoi ne-am bucurat privirea cu peisajele lăsate în urmă pe drumul dinspre Târgu Jiu spre Tismana, unde Ivan făcea onorurile de gazdă, cu vorboiute și licori la îndemână. Ne-a adus bine, tot mai bună pentru drumul ăsta. Nici nu ne-a rupt prea tare, nici nu ne-a creat emoții neplăcute. Te-ai gândit tu să strângi motociclești aici? Păi dacă nu face nimeni trezul pe cineva, nu? Dacă vă uitați bine, majoritatea au părul alb sau nu mai au păr deloc. Ceea ce înseamnă că adunarea aceasta se numește Adunarea Motocicliștilor Veterani Activi din România. Adică, veteran, să ai un număr de kilometri... Să ai o vechime de peste 20 de ani în branșă, adică de când ai categoria pe permis, să posezi o motocicletă și să bijerești, bineînțeles. Motocicletele au fost parcate și n-au mai glăsuit până a doua zi. Se poate și așa. În schimb, a fost prezentă parcă mai mult ca alteori bucuria revederii. Pentru unii după decenii și tolba cu povești mai bine ca niciodată. Asta nu e o întrunire obișnuită. Asta e cu totul altceva și Doamne ajută să rămână așa. Este cel mai aproape de spiritul adevărat de întâlnire moto, unde nu intervin ambiții mărunte, interese comerciale. Este întâlnire moto de suflet, unde vin pasionați, mai vechi sau mai nou, nu contează. A fost o idee bună lansată de Dan Năstase, veteranii adunarea. Și sigur că ne-am dat seama, da, de ce nu, adunarea veteranii. Ne-am dus la prima întâlnire, a fost minunată. Venim să ne întâlnim, să ne vedem cu oameni, că nu m-am văzut cu omul ăsta de 23 de ani. Dacă ne vedeam de 23 de ani. Am mai ce povesti atunci când căile bătute întrec în număr anii petrecuți în șaua motocicletei. Și vorbim aici nu de 5 sau 10, ci de 20, 30 sau chiar peste 40 de ani de când băieții și-au trecut în permis categoria A. Atenție, ani în care au călărit BDD și o fac și astăzi. E ceva. Că doar zicea cineva, veterani activi. Cine vrea un club moto și cu asta basta, este liber să activeze unde vrea el. Aici activează oameni care au cel puțin 10 ani de mers pe motocicletă, dar cum? Nu că am mers acum 20 de ani și a luat carnet și mi-arată carnetul de când îl are și e veteran. Nu! Poftim! Vine aici pe motocicletă! Au fost la adunarea trecută oameni de 82 de ani care au venit, de exemplu, pe motocicletă de la Suceava la Slănic Prahova. Din 1968 mi-am luat carnetul. Eu am, dacă mă ajută Dumnezeu, peste 4 luni fac 60 de ani bătuți pe muche și 41 mulți de... Mulți înainte. Mulțumesc, și, așa, și 41 așa. De mers pe motocicletă. Era o legendă, Tosca. Da. Se adunau pe vremurile alea toți motocicletiștii.
Au venit cu PJR-ul. Și v-au primit? Păi poate, din orice motor. Maximum am făcut 1600 de ani. De la Vâlcea până la Arad. Și motocicleta să se permită și experiența. Eu sunt A44. A de la activ și 44 vechime graduat. Realitatea este după ce faci cu motocicleta, ești revigorat. Deși lumea crede cum, ai făcut astea kilometri și a trebuit să fie obosit, nu de rețetic ești refăcut. Deci motociclismul este unul din factorii de menținerea longevității. O festivitate simplă și decentă, dar care nu putem zice că nu ne-a provocat năzuințe. Ne-ar plăcea să strângem măcar vreo 2-3 trese pe mâneca gecilor. Mai bună dovadă că se poate, nu pot fi decât profesorul Constantin sau domnul Dobre. 1965 înseamnă anul în care a luat permisul. M-a permis în octombrie, exact, 65. După aceea au trecut anii. Nu mi-a văzut de treabă, deci nu a văzut poliția decât de 2-3 ore așa, dar pe gărderul vine și în rest a rămas la de 44 de ani a fost multă cicletă? Da, Dumnezeul meu, care încă funcționa. Și l-aveți atunci? Da. Am aproape... Auntă-l! De 900 de mii. Eu v-am gândit și vouă, dacă aveți motiv să aveți măcar câte una pe 10-10 ani, așa să le adunați, pentru că e plăcut, ai senzație deosebită, o evadare din cotidianul ăsta care ne obosește uneori. Cu riscul de a recepționa apurări de mamă, zice, îi preferăm de 1000 de ori pe veterani în schimbul celor care fac mult zgomot fără a avea nimic de spus. Și dacă nu ne credeți, haideți data viitoare să-i întâlniți. N-am ști mai bine să vă spunem cum a fost acolo decât a vă zice ce nu a fost. Aroganță, necomunicare, false orgolii, scandaluri. Căci dacă au știut cum să facă timpul să nu-și ascută gheara, știu să și petreacă. Plăcerea, vibrația, au independență de timp și ca ceva, fără să dai, fără să se depune vor de servici și cu cât te privește lumea neapărat. Tu paradă cu aia. Ai plecat, cum este bine, aerul, la libertate, ai văd